Victorie parțială a unui grup de clienți împotriva celei mai mari bănci din România. Instanța a decis că două comisioane de administrare și de monitorizare a riscului sunt abuzive. Clauzele care le reglementau au fost declarate de instanță nule. Banca este obligată să le înlăture din contract și să emită un nou grafic de rambursare din care să fie eliminate aceste comisioane. Banca mai este obligată să restituie toate sumele încasate cu acest titlu, de la semnarea contractului până la momentul executării hotărârii. Potrivit avocatului Gheorghe Piperea, care ia reprezentant în instanță pe clienții BCR, din graficele de rambursare rezultă că cei mai mulți dintre debitorii reclamanți aveau de achitat un minimum de 50 de euro lunar din cauza acestor comisioane. În plus, cei care aveau credite de nevoi personale suportau și un comision de urmărire a riscului de 0,35% din valoarea inițială a creditului. La rândul său, BCR precizează că instanța nu a acceptat recalcularea dobânzii și că va ataca la instanțele superioare decizia Tribunalului București privind comisioanele. Instanța a admis parțial acțiunea, respingând ca nefondate cererile privind modul de calcul al dobânzii și a admis, dar tot parțial, cererile privind calculul comisioanelor de administrare de credit și gestiune de risc. Vom face recurs la Curtea de Apel, întrucât apreciem că fiecare judecător este îndreptățit la propria opinie, iar majoritatea covârșitoare a deciziilor judecătorești anterioare au dat câștig băncii. Reprezentantul băncii mai spune că există și o altă cale de soluționare a litigiului, aceea a înțelegerii amiabile cu BCR.